Bun găsit la Real Risk. Astăzi vom dezbate file de istorie, file de istorie ascunse. Alături de noi, prin ajutorul tehnologiei a Skype-ului, domnul profesor Ion Coja, căruia îi spun bun venit la emisiune, domnule profesor. Mă bucur să văd, domnule Radu. Da, au trecut 12 ani de când n-am reușit să ne mai vedem doar telefonic. Mă bucur mult că ați reușit să intrați cu ajutorul Skype-ului și astăzi ne-am propus numele emisiunii, este Istorii Ascunse, cu atât mai mult cât peste o zi sau două, din câte am înțeles, va ieși din tipar o carte, ultima dumneavoastră carte scrisă, Circularele Căpitanului. De unde ați reușit să vă documentați și despre ce circulare este vorba? Circularele au fost publicate mai multe ori. De data aceasta, ele sunt publicate cu comentariile mele. Comentarii care scot în evidență ceea ce la o lectură neglijentă nu poate fi reținut. Circularele sunt documente de partid. Deci ele sunt foarte importante pentru că ne introduc în, să zic așa, în bucătăria, în ce se întâmpla în intimitatea relației dintre Corneliu Zelea Codreanu și camarazii săi pe care îi conducea. E o mare surpriză pentru editori să constate că aceste documente sunt cele mai multe ori fără egal în literatura de partid. În sensul că nici măcar nu ne-am putea imagina un partid cele existente sau de cele care au fost mai înainte, la care să circule asemenea dispoziții, asemenea programe, asemenea ordine date de mandantul, șeful, președintele partidului către camarazi, către tovarăși, către subordonații săi. Aceasta va confirma, am spus-o în ultima vreme mai apătat decât am avut ocazia, și anume că scara legionară este un marele isprăvi ale neamului românesc. Și această carte, Circularele Căpitanului, va pune în evidență un mesaj al căpitanului extrem de idealist, de visător. Ai impresia că un asemenea program pe care încerca să-l implementeze în partidul său, printre camarazii săi, este sortit cu siguranță eșec. Și nu a fost așa. Cornelul Zelea Codreanu a fost, într-un fel, un profet. Un profet ale cărui învățăminte, ale cărui ledoarii, ale cărui povețe, nu au fost o voce în deșert, cum așa se întâmplă cu, totdeauna cu profeții. Da. Profeții nu sunt acceptați de cei în mijlocul cărora e nasc. Ci corect. După ce dispar profeții, trec ani și cei care l-au zămizlit îl apreciază abia după ani de zile. Corect. Miracolul care s-a petrecut cu Cornelul Zelea Codreanu este că el a fost profet și țara l-a urmat.
Da. Trebuie să spunem foarte clar, țara România a fost alături de Codreanu în mișcarea legionară. Vă dau imediat câteva argumente. Vă rog. Vă dau un citat dintr-o ședință a Comitetului Central al PCR din 45. Când unul dintre comuniștii din Comitetul Central da. A făcut următoarele afirmații. Trebuie să avem grijă cum reflutăm cu legionarii, pentru că, să nu uităm, jumătate din țară a fost legionară. Asta ce înseamnă? Practic, eu n-am cunoscut persoană care în familia sa, în neamul său, să nu fi existat unul sau mai mult legionar. Corect. Câteodată majoritatea din cei trăitori la vremea respectivă au fost, au înscris în mișcarea legionară. Mișcarea legionară s-a născut în 1927. Da. A fost întemeiată de 5 persoane în frunte cu capitanul, cu Zelea Popean, iar după 10 ani, mișcarea înregistra 1 milion de membri. Milion de membri. Iar dintr-o circulară care se află în cartea pe care am publicat-o, se spune de către Codreanu, către organizațiile sale din teritoriu, un lucru de neimaginat. Și anume spune Codreanu, camarazi, lumea vine spre noi. Aveți grijă să nu primiți pe toată lumea. Vă sugerez, vă poate chiar mai mult decât atâta, din 20 de cereri pe care le veți primi de intrare în mișcarea legionară, să acceptați una singură. Wow! Imaginați-vă dumneavoastră ce s-ar întâmpla în vreunul din partidele existente azi. Și chiar existente, chiar pe vremea lui Codreanu, dacă ar fi introdus o asemenea regulă. Se alegea praful de toate partidele. Codreanu însă a avut ideea corectă să facă o selecție foarte riguroasă a celor care urmau să fie primiți în mișcarea legionară. Deci exista o procedură? Exista o comisie care îi verifica? Sau... Sigur că da. Da. Era cu mai multe, să zic așa, bariere de trecut. Nu știu detalii, dar de pildă în căuțulia șefului de cui se precizează în ce condiții cineva poate să ajungă membru al mișcării legionare. Erau niște criterii de selecție foarte riguroase pe care Codreanu le-a impus. Și cu toate aceste rigori, mișcarea a fost extrem de răspândită și, cum vă spuneam, am mers pe principiul din 20 de cereri acceptăm una, sau, cum a fost în cazul frăților de cruce, elevii care intrau în frățile de cruce nu puteau fi decât jumătate de clasă. Nu toată clasă. Iar într-o sat de asemenea, nu puteau fi membri ai partidului legionar decât cel mult jumătate dintre sate. Nu cantitatea, nu numărul interesat de Codreanu, ci calitatea, nivelul de moralitate și de trăire creștină și românească al legionarului. Bine, această selecție impusă de Corneliu Codreanu, Zelea Codreanu,
s-a perpetuat și după ce Sima a preluat, a preluat conducerea partidului. Nu s-a perpetuat, cu păcate. În septembrie 40 legionarii au ajuns la guvernare, mai cum s-au relaxat condițiile de intrare în mișcare, a apărut chiar termenul printre legionarii vechi pentru septembrist. Asta însemna un legionar care a intrat în mișcare după septembrie 40. Dar chiar și cu asemenea relaxare, legionarii nu au comis fapte reprobabile de care să le fie rușine, pe care să le regrete și pentru care să fie condamnat. Bine, ceea ce se învață la școală despre acele presupuse crime de la Iași, în care doar pentru câteva ore au apărut niște cadavre, au dispărut, pentru ca ulterior să nu existe niciun aparținător care să revendice acele crime, se perpetuează, să zicem așa, în educația tinerilor din ziua de astăzi. Și majoritatea, când aud de legionari, arată cu degetul spre pogromul de la Iași și spre multe alte evenimente. Deci, n-aș vrea să fac inventarul acestor minciuni, aș vrea să profit de emisiunea dumneavoastră ca să lansez niște adevăruri, niște lucruri necunoscute pe care merită și poporul român să le cunoască și merită și legionarii să fie cunoscute faptele lor. Aș începe cu capitanul însuși. Vă rog. Cum vă spuneam la o emisiune, domnul Călin Georgescu a declarat foarte categoric și are, pentru asta merită toate felicitările noastre, a declarat că Corneliu Zilea Codreanu este un erou al neamului. Corect, la Antena 3. La Antena 3 sau la Realitatea Plus? Mă rog, la una din emisiuni. Da. Ținele emisiuni la care, de care a avut parte, la care un invitat în emisiune l-a întrebat foarte aproape obraznic. Ce fapte eroice a săvârșit Codreanu? Și nici măcar nu l-a lăsat pe domnul Călin Georgescu să le ducă până la capăt pledoaria și l-au încolțit cu alte întrebări. E, dacă e să vorbim de faptele eroice ale capitanului, m-aș rezuma la două. Una, când era minor, când s-a declarat intrarea noastră în război, da, probabil este la liceu militar, s-a dus după linia frontului să lupte combatant pe linia frontului. Și a trebuit să fie foarte sus ca să părăsească linia frontului și să întoarcă acasă. Lucrul acesta nu s-a petrecut cu mulți în timpul războiului, mulți minori, corect, să meargă pe linia frontului ca să se expună pericolor iminente unei asemenea participări. O altă faptă de eroism curat a fost când, prin 1920-21, până tot așa fiind student la Iași, când, sub influența propagandei bolșevice, masonice, iudeo-masonice, s-a făcut o grevă la Iași, la Nicolina, la marele atelier CFR de la Nicolina, greviștii, citorii de la Nicolina, au
coborât de pe clădirea atelierilor steagul tricolor și l-au înlocuit cu steagul roșu al bolșevismului, al internaționalei comuniste. În această împrejurare, ce s-a întâmplat? A întâmplat un lucru extraordinar. Ar merita să facă un film cu scena aceasta de o trăire fără precedent, fără egal. Au apărut la poarta atelierilor doi ești, Cornelu Zelacodreanu și un camarad de al său, mai în vârstă. Au intrat în curtea atelierilor, au străbătut din mulțimea de greviști curtea, aceștia s-au dat la o parte, nu prea știau ce va întâmpla, au ajuns la clădirea atelierului, existau pe acolo niște scări de astea pe care te puteai urca pe acoperiș, da. S-au urcat pe acoperișul clădirii, a dat jos steagul roșu, bolșevic, și a pus în loc steagul tricolor. A coborât de pe clădirea atelierilor și a străbătut fără nicio frică curtea atelierilor printre greviști. Aceștia au primit înmărmuriți la ce s-a întâmplat. Mulți dintre ei s-au dumirit că făcuseră o mare prostie atunci când au pus steagul bolșevic pe clădirea atelierilor. Corect. Dar în orice steagul tricolorul a rămas pe clădirea atelierilor, ispravă care s-a dus buhul despre ea în tot Iașul. Asemenea, ispravă a contat foarte mult atunci când Cornelu Zeleacodreanu a început să caute prozeliți printre colegi, printre tinerii din preajma sa. Acestea n-au ezitat să îi se alăture, pentru că aveau, știau despre el de ce este în stare. Aș pomeni ca act de curaj, de curaj poate exagerat, al capitanului, un act din care s-a tras și moartea, în 1938, când, conform rezultatelor de la alegeri, legionarii trebuiau să intre la guvernare. Da. Regele Sperjur, regele Carol al II-lea, figura cea mai sinistră din istoria neamului nostru, a desființat partidele și a instituit dictatura regală și a împiedicat formarea unui guvern ales democratic din care ar fi făcut parte și legionari. E, atunci s-a aflat de intențiile lui Carol și mai mult s-a sfătuit pe Codreanu să plece din țară, pentru că va urma o perioadă de prigoană. Da. E, Codreanu nu a urmat acest sfat. N-a plecat din țară, ceea ce ar fi însemnat într-un fel un act de trădare și de lașitate. Ar fi interpretat mult. Ar fi însemnat să-și lase camarazii în bătaia sorții. Da. A rămas loc să înfrunte mașinăria criminală pe care Carol o instituise în țară, o poliție și o justiție fără Dumnezeu, fără nicio legătură cu respectul legii. Și așa s-a ajuns la asasinarea capitanului. Dacă nu s-ar fi, dacă s-ar fi protejat și ar fi plecat din țară, așa cum îți spun eu mult, probabil că s-ar fi găsit cine să-l acuze de lașitate. Nu știu ce a fost în capul
capitanului, în orice caz, a avut conștiința că riscă foarte mult și n-a prezentat, pentru că a știut că datoria lui ca șef al mișcării era să fie un exemplu ceilalți, un model. În acest sens, profit de ocazia pe care mi-o oferiți să aduc la cunoștința telespectatorilor dumneavoastră, deci să aduc la cunoștința neamului românesc o faptă a unor legionari care este fără egal nu numai în istoria noastră, ci și în istoria lumii. Este vorba de prigoana pe care Carol și poliția și structurile de guvernare care erau obediente au instituit-o în septembrie după asasinarea lui Armand Călinescu. În ordinul lui Carol s-a decis ca în fiecare județ doi sau trei legionari să fie selectați, aleși la întâmplare sau după vreo tocoteală oarecare de prefectură, de jandarmi locali, iar acei doi, trei legionari să fie executați în stradă, într-un loc public cât mai aglomerat, ca să fie de exemplu pentru ceilalți, pentru populație, pentru ceilalți legionari, persoane respective fiind declarați fără niciun fel de judecată, fără niciun fel de motive legale, vinovați față de țară. S-au petrecut lucruri extraordinare cu această veste urâtă. Am să relatez doar două cazuri care frizează pur și simplu sfințenia. La Ploiești au fost aduși trei legionari în piața din fața gării de sud și jandarmii, trupa de jandarmi se pregăteau să-i execute. I-au pus la zid, au încărcat armele, dar până s-a tragă, s-a auzit din depărtare un strigăt. Opriți execuția, opriți execuția. Și au oprit execuția și au așteptat să vadă ce se întâmplă. Un tânăr s-a apropiat alergând, gâfâind și s-a adresat jandarmii, plutonului, șefului de echipă de grup de jandarmi. I-a spus, domnule plutonier, ați făcut o greșeală. Domnul s-a arătat cu degetul, nu este legionar. Îl cheamă ca și pe mine, dar nu este legionar. Eu sunt Ion Ungureanu, legionarul. Eu trebuie să fiu împușcat, nu dânsul care nu are nicio vină. Oh. Deși nu avea nicio vină. Dar mă rog, vă dați seama ce caracter fantastic. Bă. Da. Ceva de neimaginat. La fel, în aceea zi, la Tecuci, au scos trei legionari, au dus pe piața publică, s-au pregătit să execute și de pe margine din grupurile de oameni adunați să asiste la masacrul acesta, s-a plecat un tânăr de jandar și a spus, domnule jandar, zice, dânsul și l-a arătat pe jandarul mai în vârstă, pe legionarul mai în vârstă, este un om cu trei copii. Eu sunt singur pe lume, n-am copii, n-am familie.
Dați-mi voie să-l înlocuiesc, să mă executați pe mine în locul dânsului. Dânsul are de crescut 3 copii. Jandarmul n-a avut nimic împotrivă. Tânărul i-a luat locul camaradului mai în vârstă și a fost executat. Tânărul se numea Vasile Baciu, din Tecuci. Are la cimitirul din Tecuci un mormânt. În momentul de față, de ani de zile, mormântul său este îngrijit de un tânăr. Am aflat de el, i-am scris, dar nu mi-a dat voie să-i fac public numele. Se ocupă de mormântul lui Vasile Baciu, dar vrea să o facă exact în spirit legionar, fără să se facă caz, fără să facă el însuși caz de isprava sa. Ăștia au fost legionarii pe care Codreanu i-a crescut în jurul său, cât ajunsese o vorbă populară, corect, ca un legionar. E, corectitudinea aceasta nu a fost pe placul multor, ci e de studiat, de aprofundat acest subiect. De ce în jurul legionarilor s-a stârnit atâta ură? Cine a stârnit această ură? E de precizat un lucru. Legionarii nu au ucis niciun evreu. Spun asta pentru că anumite cercuri evreiești, anumite persoane din această etnie sunt în fruntea detractorilor legionarilor. Repet, legionarii nu au ucis niciun evreu, dar mai mult, printre legionari s-au aflat evrei. Oh. Da. Sunt lucruri care ni se ascund. Nu mai putem continua această politică abjectă de a neglija adevărul, mai ales când adevărul este un capitol extrem de onorant pentru istoria neamului românesc. Legionarii sunt o ispravă cu care românii ar merita și ar trebui și vreodată, cât de curând se va întâmpla asta, să se mândrească că dintre români s-au putut aduna, s-au putut înfiripa o mișcare cu sute de mii de participanți animați de cele mai frumoase intenții și fapte, da, pe care le-au pus. Pe site-ul dumneavoastră am citit în urmă cu câțiva ani, era un articol scris potrivit căruia la Nuremberg mișcarea legionară a fost achitată, adică cei de la Nuremberg, când au judecat crime de împotriva umanității și au pedepsit, bineînțeles, pe foarte mulți hitleriști, ca să le spunem așa, și hortiști, legionarii nu au fost condamnați și, dimpotrivă, au fost achitați. Da, atunci la Nuremberg s-a pus problema să fie cercetați și judecați, dacă e cazul, toate mișcările, zic așa, naționalist din Europa. Printre aceste mișcări era și mișcarea legionară. Legionarii, care erau foarte mulți în Germania, unde se refugiaseră după rebeliunea din 1941, au avut inspirația să se prezinte la comandamentul american
cu un memoriu în care își prezentau faptele, își prezentau palmaresul. De data aceasta, judecătorii americani au fost foarte corect, au verificat cele cuprinse în documentul respectiv, au constatat că sunt adevărate și nu au inclus Mișcarea Legionară printre organizațiile vinovate de crime de război, de crime împotriva umanității. Nici acest lucru nu contează pentru detractorii legionarilor. Și cum vă spuneam, trebuie să cercetăm cu atenție cine are vreun interes pentru această monstruoasă coaliție care funcționează împotriva legionarilor. Păi, unii dintre, păi au interes cei care vor să ascundă crimele făcute de dictatura carolistă, spre exemplu, în acei doi ani, 1938-39 până în 40, până la abdicarea lui, au tot interesul să arate, să arunce mâța neagră în ograda altora, să nu se vorbească despre crimele săvârșite de regimul regelui Carol al II-lea. Au fost crime, nu? Despre astea nu se vorbește. Deci nu-i interzis să pomenești de Carol al II-lea, cu atât mai mult cu cât a fost efectiv un conducător de crime împotriva umanității, corect? Un sadic, un sperjur, a avut toate păcate. Da. Dar pregătind această carte și publicând circularea în care Codreanu arăta cu maximă exigență față de cererile de intrare în mișcare, repet, indicația sa dată către organizații locale a fost de 20 de cereri, acceptați una singură. Eu m-am întrebat, după ce am citit această circulară, ce se întâmpla cu ceilalți refuzați să intre în mișcare. Au fost foarte mulți pe care mișcarea nu i-a primit, nu i-a acceptat. Și mi-am dat seama, bănuiesc, mi-a trecut prin cap această idee, că dintre acești refuzați de să fie legionari, s-au selectat mulți dintre cei care au îngroșat rândurile detractorilor ai legionari. E de văzut ce pendelete această chestiune. Cum vă spuneam, e un subiect de cercetat de ce și cine a avut preocuparea și interesul să lovească din legionar cu atâta ură, cu atâta dușmănie, fără niciun temei legal. Când am vorbit de carte, aș vrea să vă prezint coperta cărții. Da. O vedeți? Da. Da, e portretul capitanului, este unul dintre portretele tale mai expresive. Iar în stânga coperții, pe coperta pata, este un grup de legionari mărșăluind pe Calea Victoriei. Sub această fotografie, care este și ea extrem de uimitoare, am introdus un citat din Mircea Elian. Vă rog. Un fragment din acest citat. Zice Mircea Elian: cei care vin în legiune vin pentru că se simt liberi. Instinctele lor de conservare, lașitățile care zacă pentru fiecăruia, frica, toate acestea sunt înfrânte.
Legionarul nu mai e robul determinismului și al instinctelor biologice. El știe că n-are niciun interes, că n-are nimic de câștigat integrându-se în legiuni. Dimpotrivă, știe că va fi lovit în interesele lui, că viața va fi mai grea, că poate va intra în temnițe sau poate va da piept chiar cu moarte. Toate interesele și instinctele acestea care determină viața fiecărui om sunt înfrânte prin marele gest de libertate al aderării la mișcarea legionară. Se poate spune, fără urmă de paradox, că singurii oameni care cunosc și trăiesc libertatea sunt astăzi în România legionari. E un text extraordinar de sugestiv, categoric. Da. Petre Țuțea, știu că în nenumărate rânduri, cel puțin în ultimii ani de viața ai dânsului, l-ați cunoscut și ați avut o grămadă de istorii despre această mișcare, despre legionari. Dat fiind faptul că și dânsul a făcut închisoare câțiva ani din același considerent, și anume că a fost un membru în această mișcare. Ce spunea Petre Țuțea despre perioada și despre legionari? Ce fel de oameni erau? Petre Țuțea spunea despre Codreanu că a fost un pedagog al neamului. Că asta a fost poziția sa. Un om care a încercat să facă o operă de educație la nivel național. Și a reușit să o facă. Petre Țuțea mai spunea ceva, și anume că programul pe care legionarii au vrut să-l implementeze după ce ar fi ajuns la guvernare, ar fi cuprins câteva elemente, câteva puncte pe care cu încântare le regăsea în politica lui Nicolae Ceaușescu. Bunăoară spunea Țuțea că în 1980, după calcule legionare, România ar fi trebuit să ajungă la o cifră demografică de 40 de milioane. De aceea, Țuțea era foarte atașat de politica demografică a lui Ceaușescu, pe care mulți îmi jurau proteste. La fel, intra în vederele legionare și o industrializare puternică a României după modelul japonez. Așa, asta face ca, mă rog, în multe ocazii, Țuțea să se manifeste solidar cu răposatul Ceaușescu. Interesant. Mi-aduc aminte de un moment destul de hazliu. În primăvara lui 1989, mă sună Țuțea și mă roagă, cere oarecum ca un ordin, cam astea erau relații, să trec pe la el. Cât pot de repede. M-am îmbrăcat și m-am dus la el până în prânz am ajuns la el. L-am găsit acasă și m-a întâmpinat următoarele cuvinte. Domn profesor, ați auzit la Europa Liberă ce au spus despre Ceaușescu, că a fabricat bomba atomică, că noi avem bomba atomică fabricată de noi. Și spun, da, am auzit și eu când au spus treaba asta. La care Țuțea s-a ridicat în picioare și stătea așa întrins, într-o rână, într-un pat cotoriu. Și
a ridicat în picioare pe ceva de înalt, a făcut vreo două cruci mare, popești, și a zis să mă ierte telespectatorul, îl citesc ca atare, îl bagă în pizda măsii și mai înjură pe Nicolae Ceaușescu. Așa a spus. La care eu m-am mirat. Dar ce e așa important că avem bomba atomică? La care Tuțea s-a mirat de naivitatea și prostia mea. A zis, păi, domnule profesor, dacă avem bomba atomică, altfel discutăm și cu Budapesta și cu Kiev. Da. În moment am mirat. Ce are Kiev cu povestea asta? Nu discutasem niciodată despre Kiev. Și am tăcut. Abia după ani de zile mi-am dat seama că putea fie bine ce vorbește. Ce părere avea despre Casa Poporului, Petre Țuțea? Vecinul nostru cel mai periculos nu este Rusia, ci este Ucraina. Asta e ideea pe care o spunea atunci Petre Țuțea și care s-a adeverit. Despre Casa Poporului l-am dus odată la cererea lui să vadă Casa Poporului care era pe 89, deci era destul de aproape de ce este. L-am dus cu mașina, așa am dat ocol. A fost foarte impresionat, a spus că așa ceva eu n-am văzut nici la Berlin, nici la Moscova. Erau cele două capitale în care pusese o vreme mai îndelungat în viața lui. Perioada care a avut ocazia să circule până în 44. Când i-a spus că e cea mai mare clădire din lume, l-a arătat foarte încântat și, mă rog, Romulus Vulpescu a povestit că la un moment dat, tot așa prin anii din urmă, punându-i un Țuțea în față, domnule profesor, sunt cel mai mare naționalist din România, Țuțea l-a corectat. Nu, nu sunt cel mai mare naționalist, cel mai mare naționalist este Nicolae Ceaușescu. E de văzut comportarea lui Ceaușescu și din această perspectivă. Eu am informații că în familia sa au fost legionari. Fratele său cel mai mare ar fi îmbrăcat cămașa verde. În orice caz, Constantin Mitea, care era cel mai apropiat dintre consilierii săi, la un moment dat, postelnicul, șeful securității, a aflat prin informatorii săi că Constantin Mitea a fost în tinerețe în frățire de cruce. Când a aflat, s-a dus repede să-l toarne la Ceaușescu. Și a spus Ceaușescu, tovarășul, ce uite ce am aflat de tovarășul Constantin. Dacă Ceaușescu i-a arătat tu și s-a dat afară din birou. Iese afară. Fără alte explicații. În orice caz, nu putea Ceaușescu să nu se apropie de idealul legionar. Într-un fel sau altul. Nu putea să o facă pe față, pentru că avea de dat socoteală în fața unui birou executiv de comuniști atânci și, mă rog, incompatibil cu ideile legionare. A trebuit să își ascundă această apetență pentru ce au însemnat legionarii în istoria noastră și așa cum a făcut-o și
în legătură cu biserica, pe care mulți spun că ar fi hăituit-o, mulți, da, l-au considerat ca fiind ateu, dar se pare că adevărul e cu totul altul. Au apărut informații după 90 despre adevărata sa legătură cu biserica, cu mănăstirile. Și aici aș pomeni un lucru extrem de important, care este trecut cu vedere. Vreau. În 1985, parcă așa ceva, în America a descris un proces împotriva lui episcopului, cum îl chema, Trifa. Da. Trifa, da. Pe motiv că a fost membru al mișcării legionare și a ascuns asta atunci când a venit în America. S-a făcut un proces. Episcopul a recunoscut că a ascuns acest lucru și s-a ridicat cetățenia americană. A fost obligat în 2 săptămâni să părăsească America. Și atunci s-a pus problema unde să se refugieze episcopul Trifa. Din România a primit invitația să vină în România. În 87. Invitația aceasta nu putea să fie primită decât cu asentimentul, dacă nu cumva, la inițiativa lui Laicea. Da. Episcopul Trifan, din motive care nu le cunosc, a refuzat această invitație și s-a refugiat în Portugalia, unde în 2 ani a și murit. Sunt multe legături care nu pot să lipsească între adevărații naționaliști. Da. Tot referitor la Petre Țuțea, pentru că și pe și pe vremea fostului regim comunist era multă minciună și era o caracatiță așa de dezinformare, dar știu că mi-a povestit acum ceva vreme, prin acum vreo 12 ani, o povestioară care spune multe despre o vizită pe care i-a făcut-o domnului Petre Țuțea. Dorea să-i faceți o surpriză, să-i duceți un cocoș și o bucată de brânză? Nu mai rețin exact. Pe Petre Țuțea l-am ajutat destul de mult material, dar nu din partea mea, că nu prea aveam de unde. Îmi trimiteau fratele și cumnatul meu niște, să zic, sume sau bunuri care să ajungă la Țuțea. Da. Nu i-am dat bani în mână. Dar am folosit banii de care trimitea fratele meu ca să plătesc dactilografa. Oh. Dactilografa care i-a bătut la mașină sute de pagini. Da. Tu ți-ai foarte impresionat să găsească, să primească textul dactilografiat al manuscriselor tale. Era așa un fel de pas spre tipărire. Mai ajutam trimis de natul meu pe linie de alimentare. Era penuria aceea vestită de alimente. Da. Într-un moment mi-a trimis cu natul meu o găină zdravănă și o bucată de brânză, așa cât o cărămidă, vestită în brânză de băneasa,
să le duc domnului profesor. Era vară, cald. M-am dus la dânsul, la etajul 8, pe șipotul fântânilor, și am spus domnul profesor, uite, de la m-am dus ceva de aleguri, la care Țuțea a bătut în perete și a prezentat vecina lui, doamna diaconu, parcă așa o chema, și a zis, doamnă, uite ce mi-a zis domnul profesor, vă rog să pun în frigider. Ce frigider, domn profesor, zice doamna diaconu, că nu mai încape nici o aripă de găină. Dar uite, dita mai animalul. Păi zice, tu se mergeți cu ea la vecina cu tare, care mai era pe parier. Nu e plecat din București și nu mi-a lăsat chine. Și a plecat doamna diaconu și m-a lăsat cu Tuția și cu găina și brânza nerezolvat. Am plecat de la Tuția cu ele sub braț, mai departe. Acum o folosesc mai departe și s-a întâmplat. M-am dus la Constantin Bocean, fost deținut politic, 13 ani de pușcărie, din care a ieșit olog, un om deosebit, un om care făcuse ultimul duel înainte de a se interzice prin lege duelurile în România. I-a povestit o mulțime de lucruri interesante de acest frumos obicei, această tradiție cavalerească a duelului. Ar merita povestit mai multe de acest subiect, dar m-am dus la el să-i las. Știam că e o problemă și pentru dânsul. M-am dus la el și pe locul meu era, mi-a spus, domnul profesor, merge și băgați-le în frigider. Am dus la frigider, l-am deschis, nu puteai să bagi nici măcar o lamă de ras în frigider. Era burdu și cu știință. Am spus, domnul profesor, domnul Bocanu, nu e loc să bagi nimic în frigider. A, zice el, nenuța asta mea e obsedată că aș putea suferi de foame. Pe 13 ani de foame în pușcărie, iată nevastă, era foarte mediat, prișorie, nu cumva să mai sufere de foame soțul ei. N-am avut în control și am plecat de la Boceanu cu desca sub braț, ca o vreiu. Am dus la Florin Pucă, mare grafician, prieten bun. Rămas și el fără un picior sau chiar fără ambele, niște amputări de la câte avea de tras cu sănătatea. Și tot așa, m-a trimis la frigider să bag găina și brânză. Nici vorbă, să aibă loc. A sunat-o pe nevastă. Și măi, uite așa, a venit Ioan cu o găină și cu brânză și n-am unde să o. Nu, zice, că la mamă ta găs are loc, n-are loc nici la maică. S-a plâns beata Floran. Așa că m-am întors acasă cu gâsca, cu găina și cu brânză. Ajuns acasă, am încercat să dau găina la o vecină, la doamna Muntea, care se îngrijea de copii. N-avea nici ea loc, nu mai frigid. Dar și congelator. Așa. Cum se chema ăla? Congelator, nu? Fram. Toată lumea avea congelator, numai frigider. Erau blindați. Da. E, după 90 am aflat povestea care a fost. De anume, a fost un sabotaj cumplit pe care l-a făcut securitatea împotriva lui Ceaușescu. Da. Un șofer de tir
care aducea în țară carne din depozitele armatei americane. Armata americană la 2 ani își împrospăta depozit. Și toată carnea care avea 2 ani lichime, congelată, o scoteau din inventar. Noi o cumpăram de la armata respectivă. Da. Și beau din alte surse. E, șoferul ăsta a venit cu camionul cu tirul plin de carne din Olanda, a intrat la depozitul frigorific din Oradea și n-a avut loc unde să descarce carne. N-a avut loc. Depozitul era arhiplin în vara lui 89. Am mai mers pe la câteva depozite de acestea strategice din țară și tot așa, peste tot erau pline. A trebuit să descarce câte o parte din depozit, altă parte în alt depozit. Merită făcut o emisiune în acest sens pe viitor. Iată, timpul alocat orei a zburat. Vă mulțumesc mult pentru această emisiune. Ține legătura și abia aștept să îmi trimiteți cărți, da, ca să vă pot ajuta să le distribuiți la cât mai mulți români dornici de adevăr. Mulțumesc încă o dată pentru emisiune, mulțumesc și vouă, dragi telespectatori, rămâneți aproape de Alba Carolina TV pentru că suntem cei mai buni.